lider UDMR îi răspunde dur lui Iohannis, după ce președintele a cerut demisia premierului Dencil, nu are cum să aibă un rezultat direct. Declarația prin care presubliniere-dintele Klaus Iohannis i-a cerut demisia premierului Viorica Dencil are foarte mult conotație politic, sublinierea nu va avea un rezultat direct, afirm l-ar fi liderul deputaților UDMR, Attila Corodi. În opinia lui Attila Corodi, declarația de vineri a presublinieredintelui Klaus Iohannis are foarte mult conotație politic, dar o declarație care imediat, în perioada următoare, nu are cum să aibă un rezultat direct, procedural, pentru ce efectiv, presublinieredintele nu are prerogative de a cere demisia, care se rezultă printr-o procedură constituțională, sublinierei prin demisia premierului sau prin înlăturarea premierului, asta poate să facă Parlamentul. Deci trebuie să citim totul într-o cheie politic până la ora actuală, spune Corodi. Liderul deputaților UDMR sper ce presublinieredintele Iohannis sublinierei premierul Dencil vor încerca să conlucreze în interesul țării. Eu sper un singur lucru, totul să se întâmple utilizând instrumente democratice, sublinierei fere să ne trezim peste câțiva ani de zile ce unii sau alții au apărut sau au dispărut din zona politică, utilizând instrumente mai puțin transparente. Un lucru este clar, astfel de scandaluri nu aduc niciun beneficiu, în general, României, pentru ce numai dacă ne uităm la primele subliniere-tiri care au apărut în ziua cea mai focoasă, ca se spună sublinierea, în declarații, s-a văzut cum se resimte în diferiți indici lucrul acesta. Eu îl invit atât pe presubliniere-dintele României, cât sublinierei pe premierul Viorica Dencil în momentul în care situația rămâne în cele conturate acum, tot un sublinierei se încerce să lucreze, se conlucreze, chiar dacă cu recinere, cu anumite rezervi, pentru interesul României. Citetei, ministrului justiției sindicatele din penitenciare dau vina pe Tudorel Toader prefera împuternicirile subliniere 126-2601. HTML target egal subliniere blank mai mare acuzai grave la adresa ministrului justiției. Sindicatele din penitenciare dau vina pe Tudorel Toader, prefer împuternicirile. Presubliniere-dintele Klaus Iohannis a declarat vineri ce Viorica Dencil nu face fac poziției de prim-ministru al României, subliniere i-a cerut public demisia, spunând ce îi retrage încrederea. Eful statului a invocat disputa guvern, BNR sublinierei memorandumul privind mutarea ambasadei României la Ierusalim. Premierul Viorica Dencil a spus, vineri seară, ce nu va demisiona pentru ce nu are niciun motiv, ce s-a simțit jignit de aprecierile presubliniere-dintelui Klaus Iohannis sublinierei ce va merge mai departe. Vom merge mai departe. Presubliniere-dintele nu are atribuții în a demite un prim-ministru, a afirmat Dencil. Ea a mai susținut ce presubliniere-dintele dorea să medieze o dispută imaginară între guvern sublinierei BNR, dar, în acela sublinierei timp, vrea un război între guvern sublinierei administrația prezidențială.